Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitatul meu de astăzi este un tânăr regizor, Vlad Cristache. L-am văzut și l-am cunoscut cu toții pentru debutul său cu Peer Gynt la Teatrul Maria Filotti din Brăila, un spectacol ce i-a adus și o nominalizare la Gala Premiilor UNITER. Dar până la ajunge acolo și a vorbit despre acest spectacol și altele pe care le-a făcut, am să-ți spun, Vlad, bun venit în emisiunea noastră și am să te întreb cum s-a întâmplat să alegi regia. Eu provin dintr-un spectator foarte pasionat de teatru și în calitatea mea de spectator foarte pasionat de teatru, vedeam vreo 60 de spectacole pe an, asta în timpul liceului, și a venit cam destul de natural dorința mea de a face teatru și dorința mea de a face regie în mod special a venit din faptul că am încercat să organizez o trupă de teatru în liceu în care făceam parte și am regizat câteva spectacole de amatori care au avut destul de mare succes la festivalurile de teatru pentru liceni. Și m-am gândit că ceva talentul ai avea și atunci am zis să dau la regie. Așa a început așadar povestea cu o trupă de teatru în liceu. Ce fel de texte alegeați atunci? În principiu am făcut cumva dramaturgie clasică, încercam și noi să ne batem în capul cu ele, dar nu știu dacă reușeam prea tare, am făcut Molière și Oscar Wilde. Nu era ușor. Păi îți dai seama, nu era ușor și acum cumva mi se pare un pic ridicol să povestesc încercările astea de copilărie cum ar veni, dar ne simțeam foarte bine și ne simțeam bine împreună lucrând texte mișto. Spuneai că vedeai 60 de piese pe an, nu știu, făceai o selecție sau mergeai și vedeai stagiuni întregi la... Păi, de exemplu, când eram către finalul clasei a 12-a, văzusem deja toate spectacolele care se jucau în București și o mare parte din spectacolele care se jucau în țară. Ce te mâna, da, totuși? Nu știu, să le explic. Ce era teatru pentru tine? Ce era lumea aceea? Era o evadare sau deja era o lume pe care o simțeai a ta? Nu cred că o percepeam ca pe o evadare, o percepeam cumva ca pe un fel de enhancement al vieții, nu știu cum să zic, adică ceva care e viața pe steroizi. Și cred că și acum am același entuziasm referitor la fenomen. În teatru, văzând atât de mult, ai ajuns să ai și un model, apropo de regie? Nu pot spun că am modele, dar am regizori pe care îi admir. De exemplu, pe mine m-a lăsat total mască și mi-a schimbat percepția nu numai asupra teatrului, ci asupra vieții, întâlnirea cu spectacolul lui Thomas Ostermeyer, care din punctul meu de vedere e cel mai important regizor în lume în momentul de față. Și am văzut 4 spectacole de ale lui care efectiv m-au lăsat cu gura căscată. Deci nici n-aș putea vorbi despre ele pentru că experiența a fost atât de puternică. Da, da. Ostermeyer este probabil unul dintre acei regizori care reușesc să folosească într-un spectacol toate mijloacele artei teatrale. Exact. Și în același timp, folosind toate mijloacele teatrale, reușește să nu le transforme într-o făcătură de teatru, ceea care e riscul cel mai mare. Când lucrezi foarte mult pe mijloace de teatralitate, riscă ca totul să devină o jucărie formală perfectă care n-are pic de suflet. Dar uite că el reușește să facă jucării pline de suflet. Ceea ce bănuiesc că-ți dorești și tu. Da, ceea ce fac și eu, sigur. Dar numai că sub altă formă. Să ne întoarcem, Vlad Cristache, la anii de studiu. Ai decis așadar să dai la regie? Te-ai pregătit cu cineva înainte? Nu. Cumva m-am dus foarte sigur că o să intru, nu știu de ce, și s-a și dovedit că am intrat primul la admitere. La clasa Ludmila Secheli? La clasa Ludmila Secheli și Radu Apostol. Cum au fost anii de facultate? Ce ai învățat și ce n-ai învățat din ei? Ce înveți cel mai mult la facultate, cred că înveți din contactul cu foarte mulți oameni care împărtășesc aceeași pasiune cu tine. Și cumva îți bați capul să construiești ceva, un mini-spectacol, un mic exercițiu, cu oameni care își bat capul și ei să facă același lucru, să-l facă la un nivel mare de performanță. Și practic întâlnirea asta, de fapt, și lucru practic în facultate, în care te dai cu capul de pereți încercând să exprimi ceva, cred că ăsta te învață mai mult decât un curs teoretic. Adică nu e genul de facultate la care se poate învăța teatru în aulă. 200 de studenți care ascultă un profesor care zice cum se face teatru. Nu cred că e asta și cred că cel mai mare avantaj al facultății e că te pune în contact cu oameni și îți asigură un spațiu în care să poți exersa cum ar veni. Și dându-te cu capul de pereți timp de 3, 4 ani, 5 ani, reușești până la urmă să-ți dai seama cine ești tu, ce vrei tu să exprimi, care sunt oamenii cu care vrea să colaborezi în continuare și cumva se formează mini-echipe pe care eu încerc să le duc mai departe. Cumva. S-a creat așadar o solidaritate de generație? Sau? Din punctul meu de vedere s-a creat o solidaritate cu colegii mei actori. Am lucrat deja cu Silviu Debu, un actor tânăr coleg cu mine de generație, am făcut deja 3 spectacole prin teatre diferite, am încercat să-l aduc ca și colaborator în teatrele unde am lucrat, pe Ionuț Vișan, iarăși,
care Ionuț Vișan, deși are și el un traseu separat foarte bun, fiind angajat la Teatru din Ploiești și jucând foarte mult acolo, totuși am reușit să păstrăm legătura în continuare și să lucrăm cel puțin o dată pe an, să facem un spectacol pe unde mă duc eu, pe unde lucrez, cu Alexandra Solceanu, iarăși. Deci cumva încerc să păstrez un... Născut în România cu regizorul Vlad Cristache. În facultate, ce fel de texte ai ales? Care au fost spectacolele tale, examene? Și... Păi, spectacolul meu de licență, în primul rând, care consider cumva varianta distilată a întregii mele munci în facultate, a fost după un text al lui Alexandru Vampilov, 20 de minute cu Îngerul. Cumva un text în care am descoperit, de fapt, tema cea mai importantă pentru mine, încă și acum, și anume, practic, aș pune sub formă de întrebare, există oare în lumea în care noi trăim posibilitatea ca bunătatea și prietenia și dragostea dezinteresată și gesturile dezinteresate să mai poată exista în această lume meschină. Adică acolo, prin spectacolul, am descoperit o mare temă care mă interesează foarte tare și care a fost subiectul mai multor spectacole pe care l-am făcut. Cum s-a produs debutul tău în teatru profesionist, să-i spunem așa? Păi, apropo de spectacolul ăsta de licență, de 20 de minute cu Îngerul, noi am fost la mai multe festivaluri pe plan național cu el și la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț. Am câștigat toate premiile, a fost cel mai bun spectacol, cea mai bună regie, cel mai bun actor, cel mai bun actor în rol secundar și cumva am căpătat oarecum o vizibilitate și am fost invitat să montez un spectacol la Teatrul Maria Filotti din Brăila. Și nu numai că am fost invitat să montez un spectacol, ci mi s-a și sugerat să montez Peer Gynt. Cine era director? Cu cine ai vorbit atunci? Rodica Antonescu era directoarea și ce mi s-a părut, adică dacă e să primești o comandă și această comandă se numește Peer Gynt de Ibsen, adică nu știu, mai încântat de o comandă teatrală nu pot să fiu niciodată. Un text uriaș la care am lucrat foarte mult preproducția textului, cum ar veni, înainte să începem repetițiile, am făcut o adaptare a textului, am rescris textul în proză și un studiu comparativ al tuturor traducerilor făcute în limba română și am reușit să scoatem un text de spectacol care să dureze 3 ore și nu 10, cât ar dura dacă s-ar monta integral toată opera. Și acolo a fost iarăși o întâlnire foarte importantă pentru mine, o întâlnire cu Marius Stănescu, pe care am reușit să-l invit ca și colaborator pentru acest spectacol. Un actor extraordinar cu care de fiecare dată când am ocazia să lucrez o fac cu mare plăcere și uite că am mai avut ocazia să lucrez acum la spectacolul Urâtul de la Teatrul de Comedie de la Sala Nouă. Și după montarea spectacolului Peer Gynt, lucrurile cumva s-au legat firesc. Teatrul din Brăila a fost foarte mulțumit de colaborare și mai ales pentru că a fost și recunoscut de Breaslă prin o nominalizare la premiile UNITER și am continuat cu încă un spectacol acolo, Povești de Familie, în care am reușit să adun foarte mulți din colegii mei de generație ca să lucrăm la acest spectacol și mă refer aici la Ionuț Vișan, Silviu Debu și Alexandru Solceanu și un spectacol la care țin foarte mult, care se joacă în continuare, a fost și prezent în Festivalul Național de Teatru în luna noiembrie anul trecut. Și cumva se înscrie în aceeași temă care mă interesează foarte tare. E vorba de 4 copii de 10 ani care se joacă în curtea din spatele blocului și se joacă de-a mama și de-a tata în Iugoslavia post-comunistă. Și jocul ăsta de-a mama și de-a tata al celor 4 copii de 10 ani, care trebuie să aibă conotație pozitivă, cum are pentru toți copiii, în piesa asta are o conotație extrem de negativă, pentru că ei, repetând tot ce fac părinții acasă, ajung la acte de violență, observ lipsa de comunicare și observ practic traumele unei familii și traumele unui stat aflat în derivă emoțională. Sunt teme profunde și grele pentru un om atât de tânăr. Da, dar piperate cu un pic de candoare, totdeauna. Mă bucur că salvatoare. Când spui pe asta, da. Cât de importantă este pentru un regizor tânăr, pentru un artist tânăr, recunoașterea Breslei? Tu ai folosit cuvintele acestea. Cât de importantă este participarea la festivaluri, premiile, această distinție UNITER sau nominalizare UNITER, probabil că o să vină și premiul. Asta cumva nu e un scop în sine, îți dai seama că nu mă interesează atât de tare încât să devină un scop în sine, dar ce rezultă din prezența în festivaluri și prezența la Gala UNITER și alte asemenea evenimente organizate de Breazlă, cumva rezultă o vizibilitate mai mare pentru munca ta. N-am cum să nu mă bucur când, datorită acestor evenimente, munca mea devine mai vizibilă pentru un public mai larg și pentru un public de specialitate și avizat. Dar ce ai simțit? Ai simțit că aceste cronici pozitive, bănuiesc că așa au fost și premii, da, ridică spectacolul? Nu, spectacolul e independent de orice părere a oricărui spectator și a oricărui critic și a oricărui om care vine în sală. Spectacolul există și cumva spectacolul triază publicul cumva, și se alege un public pentru spectacolul respectiv. Și nu cred că valoarea spectacolului crește dacă cineva laudă și nu cred că scade dacă cineva îl înjură.
Spectacolul este expresia unui colectiv care a vrut să spună ceva în cele două luni de zile în care s-a lucrat la acest spectacol. Și cumva asta e independent de părerea oricui. Dar apropo de spectacolele tale, publicul care vine, de exemplu, la Peer Gynt este același care vine și la acesta cu poveștile de familie sau e alt public? Ai stat puțin să-l observi, să faci o comparație? Nu știu publicul care vine, că publicul în general vine fără prea mare discernământ la spectacole, dar publicul care este foarte încântat de spectacol e cam același. Adică de venit vin mulți, dar ăia care sunt cu adevărat pe aceeași lungime de undă cu spectacolele, respectă cam același tipaj. Ar fi oameni care merg la teatru, spectatori cumva avizați și, în general, tineri care își doresc să vadă pe cineva care dă cu pumnul în formele învechite ale teatrului românesc și osificate pe care le întâlnim peste tot. Acum nu vreau să zic eu că ăsta la care dă cu pumnul, dar dau și eu acolo cu degetul măcar, un băbârnac tot dau. Ce fel de regizor ești? Ești autoritar? Impui actorilor? Sau... Mie îmi place să cred că reușesc să conving fără să trebuiască să mă enervez niciodată. Și întotdeauna am crezut că, și cred în continuare că exemplul personal și competența nasc respect și nu e nevoie să te impui violent. Și am pretenția că sunt destul de competent și reușesc totuși să povestesc foarte fascinant cumva pentru alți oameni lucrurile pe care vreau să le fac în spectacol. Și atunci oamenii merg cu mine din convingere, nu din obligație, cred. Pentru că altfel ar fi și foarte greu. Mulți dintre ei greu, sunt deja bine cunoscuți, cum e Marius Stănescu, este o vedetă. E o vedetă, cum e Constantin Cojocaru, care am lucrat iarăși la ultimul spectacol, Râtul. Și ai reușit așadar să lucrezi cu ei la modul armonios, fără niciun fel de conflict și cred că și pe ei, dacă îi întrebați, a fost ca și pentru mine o reală plăcere să ne întâlnim și am lucrat chiar ca într-o familie. Știu că toată lumea zice chestia asta, dar noi chiar am lucrat ca într-o familie. Teatrul în ansamblu poate fi o familie, totuși o lume cu o grămadă de fricțiuni. Probabil că... Da. Toate astea vin din faptul că artiștii în general au un ego ultra dezvoltat, supradimensionat. Nu cap toți în aceeași încăpere și încăperea asta în care se găsesc oamenii din teatru românesc este foarte, foarte mică și nu reușesc să încap atâtea suflete uriașe. Îndrăznesc să nu... Nu poate să fie o familie niciodată, deci asta cu familia teatrului românesc nu este merge. O vrăjeală, nu ține. Da, nu cred că n-au fost nici lucruri care te-au enervat la repetiții. Păi, în general, 99% din timp îți petreci să rezolvi cu calm lucrurile care te enervează și anume cele care țin în general de producție, cele care țin de finanțarea pe care primăria o întârzie de fiecare dată, primăriile care finanțează teatrele. Uite o chestie pe care a spus Orson Welles, un regizor pe care chiar l-admir și cred că e unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut, a zis că 99% din timp și din energie și din talent și l-a consumat făcând rost de bani ca să facă un film și 1% din timp și din energie și din talent și l-a consumat să facă filmul, efectiv. Și asta cred că se aplică și la teatru. Dacă după ce te dai cu capul de pereți și încerci să rezolvi toate problemele organizatorice, tehnice, de promovare, de producție, tot, dacă după astea încă mai ai energie și încă mai poți fi relaxat ca să poți să fii creativ și să formezi o echipă cu niște actori, ești tare. Asta e de fapt definiția regiei, cred. Născut în România, cu Ana Maria Spătaru. Născut în România cu regizorul Vlad Cristache. Ai pornit așa destul de hotărât pe drumul ăsta al regiei de teatru. Îți dorești însă să faci și film? E cu tot o altă meserie, nu pot să-mi permit să arunc așa afirmații că o să fiu regizor de film sau astea. Ce pot să spun este că sunt un cinefil foarte pasionat. Arta de sprijin pentru munca mea în teatru e întotdeauna arta cinematografică și îmi place foarte tare să speculez clișee cinematografice și mijloace stilistice din cinema și să le aplic în teatru, pentru că ele capătă cu tot o altă conotație. Televiziunea te atrage? Nu, în niciun caz. Nici să o practic, nici să mă uit. Ce părere ai despre actorii care joacă foarte mult în televiziune și apoi vin din nou pe scenă? Nu pot să judec, nu pot să judec chestia asta. Chiar mi se pare că e o decizie pragmatică pe care ei o iau. Dacă ei sunt îmbăcați cu chestia asta, foarte bine. Nu cred că se distrug, cum spune foarte multă lume. Cred pur și simplu că iau o pauză de la teatru pentru că au nevoie de bani. Și înțeleg. Da, dar... Eu n-aș putea face asta niciodată, dar înțeleg. Dacă ar fi să te uiți în jur acum și să ai o privire, să spunem, de critic asupra
a ceea ce se întâmplă în teatrul românesc. Care ar fi, din punctul tău de vedere, care ar fi punctele forte și care sunt punctele slabe? Punctele slabe sunt că, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește regia și în ceea ce privește regizorii consacrați din momentul de față, cel mai nasol lucru din teatrul românesc este că dacă acum 10 ani ai făcut un spectacol foarte bun, poți să faci după aia 50 de spectacole proaste, că tu tot marele regizor X sau Y rămâi. Asta este o tâmpenie care numai cred că într-o țară ca România se poate întâmpla. În orice altă țară ești la fel de bun cât ultimul tău spectacol și așa e și normal, pentru că este o artă vie, activă, în care ești taranului în care faci acel spectacol, nu ești omul anului de acum 100 de ani când ai făcut un spectacol bun. Asta este cea mai proastă chestie, pentru că cumva ne place să vorbim despre artă cu A mare, ne place să vorbim despre teatru cu scândura sfântă și cu chestii din astea și astea nu fac decât să ne distragă atenția de la momentul prezent, în care unii fac lucruri prezente și adevărate și vii și autentice și alții trăiesc din gloria trecută și mănâncă banii statului. Și punctele forte care ar fi? Și punctele forte ar fi că încă există oameni care fac cu convingere și urmăresc un program artistic indiferent de opiniile celorlalți și care încearcă să schimbe ceva prin spectacolele lor. Încearcă să schimbe ceva, nu social, nu că bineînțeles teatru nu o să schimbe niciodată social nimic, nicăieri, dar încearcă să schimbe ceva în sufletele oamenilor și cumva asta e, de fapt, este punctul forte. Și avem niște actori foarte mișto. Asta când toată atenția lor e concentrată pe spectacolele pe care le repet. Când sunt ocupați cu alte chestii, nu mai avem acest punct forte. Dar am să te întreb însă și despre... să folosesc cuvinte mari, dar să le folosesc pentru că altele nu vin, despre condiția tânărului artist, regizor, actor. Ok, termin facultatea de teatru. Dacă ai norocul să ajungi în teatru instituționalizat, bine, dar e din ce în ce mai puțin probabil pentru că-s blocate de mult angajările. Eu nu mă plâng de chestia asta și cred în general că... Tu nu, dar nu ești angajat undeva, nu, nu ești doar că te duci cu colaborări, da. Dar, e mai greu pentru actori. E mai greu pentru actor totuși, da. Dar eu cred în primul rând că nu e o chestiune de vârstă. Deci nu asta cu împărțirea între tine și bătrâni, eu tâmpenii din punctul meu de vedere. Poți să fii un regizor sau un actor de 80 de ani care să fie mai tânăr în spirit decât un tânăr de 25 de ani. Deci discuția pornește greșit dacă o gândim în termen de vârstă și de generații. Important, adică eu nu am văzut până acum un regizor tânăr foarte bun care să nu monteze sau să monteze în baruri. Deci eu am impresia că cumva toți actorii foarte buni și toți regizorii foarte buni reușesc să intre în sistemul instituționalizat și să-și facă spectacole, cum e și normal, pe bani subvenționați de la stat, pentru că teatrul nu este o chestie de profit. Este o datorie civică, dacă vreți. Cumva ar putea fi sintetizat așa, munciți voi, spectatori, faceți bani, gândiți-vă numai la prostii și lăsați-ne pe noi să visăm pentru voi, din când în când. Și veniți și mai visăm noi pentru voi. Voi n-aveți timp. Eu chiar cred chestia asta, că nu e o chestiune de tine și bătrân, deci până la urmă eu consider că un artist bun e un artist bun, un artist prost e un artist prost și cumva strierea se face foarte natural și toată lumea care merită lucrează, cred. Am lăsat pentru final special acest discuție despre spectacolul Râtul de la Teatrul de Comedie, care, mă rog, abia și-a avut premiera. Ce te-a determinat să alegi acest text? Tu pari o persoană foarte jovială, așa, foarte veselă, da. Și textul e ușor serios, contozionat, să-i spun. Noi ne propunem acolo, la sala nouă, deci teatru de comedie deschide o sală nouă. Asta în sfârșit reușește în sfârșit reușește să deschide o sală nouă. Sala nouă va avea un program care se numește Noi la sala nouă și se referă la un spirit tânăr care să invadeze sala nouă și să transformăm acel spațiu într-un spațiu cu o identitate repertorială foarte bine stabilită și cu un public țintă foarte bine stabilit. Și eu voi fi coordonatorul acestui proiect și vreau să mulțumesc pe această cale domnului George Mihăiță, care e totdeauna foarte deschis la toate propunerile venite din partea oamenilor tineri din profesia asta. Și pentru început va fi o serie de 4 spectacole care se vor produce în acest an. Primul e spectacolul Urâtul pe care l-am regizat eu, cu Marius Stănescu, cu Constantin Cojocaru, Delia Nartea și Silviu Debu. Următorul care va intra în producție va fi regizorul Eugen Ghemant, după care Vladimir Anton, după care Alexandru Măzgăreanu. Proiectul își propune ca noi cumva să punem în scenă texte contemporane care privesc dintr-un unghi foarte aparte societatea de consum. Toate textele vor trata cumva această zonă și ne mai propunem, dincolo de a pune în prim plan regizori tineri, cum ar fi
cei pe care am enumerat adineauri. Fiecare proiect va conține și un actor tânăr colaborator care deja e cumva consacrat, în sensul că prezența lui a fost semnalată și în alte spectacole de la alte teatre, și noi încercăm să aducem toate energiile tinere pozitive și care pot schimba ceva în teatru românesc, să le aducem la sala nouă. Și cred că în scurt timp va deveni cam cel mai important spațiu teatral din București. Dacă mă întrebați pe mine, acum poate vă mint, da? Nu cred că vă mint. Și așa, apropo de Urâtul, textul mie, Marius von Mayenburg, autorul, e, din punctul meu de vedere, alături de Roland Schimmel-Fenning, cel mai important autor în momentul de față. Peste 50 de ani ne vom raporta la el ca la un clasic. Și povestea e foarte frumoasă. E un tip care inventează un ștecher. Și nu e lăsat să-și prezinte invenția la un congres, pentru că e considerat a fi foarte urât. Și, bineînțeles, în această lume în care noi trăim, un om urât nu o să poată să vândă niciodată nimic. Și atunci omul se panichează și își face operație estetică ca să aparțină și el lumii astea. Și totul se schimbă brusc. El e perceput ca fiind foarte frumos, e un model de perfecțiune formală și are foarte mult succes. Și cu, în relația cu femeile și în relația cu șeful, e plin de bani, are tot ce și-ar putea dori un om, dar treptat începe să se piardă pe sine. Și cumva, fără să vă dezvolui mult, cam asta ar fi filonul principal al piesei. Și cumva, deși într-adevăr e o temă foarte dură și foarte agresivă, cred că are foarte multă candoare. Un om blând, pervertit de această societate, care ajunge să nu mai știe cine e el. Asta e de fapt întrebarea principală pe care o lasă piesa. Cine sunt eu într-o lume în care cu toți încercăm să arătăm la fel? Cine mai sunt eu ca individ? E un spectacol de care sunt foarte mândru, deci chiar cu ocazia asta mă invit pe toți la spectacol. Pe cuvântul meu că e un spectacol foarte mișto, credeți-mă. Vlad, am să-ți spun la final o întrebare pe care o pun tuturor invitaților mei. E destul de complicat, dar am să te rog să răspunzi pe scurt dacă poți. Am să te întreb ce-ți place și ce nu-ți place în România, în zilelor noastre, în România în care ne-am născut noi. Îmi place clima.